Așa, și trecem la cu permisul te legitimez la măta proasto. Verdict final în cazul elevei umilite la BAC, fiindcă și-a pierdut buletinul. Un profesor universitar, judecat pentru purtare abuzivă pentru că, din postura de președinte al unei comisii de examinare de la BAC, a jignit o elevă care s-a dus la examen fără buletin. Legitimându-se cu permisul auto, a fost condamnat definitiv la 4 luni de închisoare cu suspendare. Ce? Poți închisoare la jignit? Cu suspendare. Ai înțeles, te de afară să... Păi nu, că bine, cu suspendare. Păi da, cu suspendare, dar dacă faci vreo prostie și ai cu suspendare, o iei direct după aia. Da. E foarte... Incidentul a avut loc în 2017 la Colegiul Tehnic din Rădăuți, unde toată lumea se strânge. O elevă care și-a pierdut buletinul cu câteva zile înainte la, de examenul la matematică s-a dus în centrul de examinare pentru a se legitima cu permisul. Vrei să vedem cât e o pizza în Rădăuți? Ar trebui să ar vedem. Ar trebui, dar hai să terminăm articolul. Așa. Fata a povestit că, neavând asupra ei cartea de identitate, pentru că o pierduse cu câteva zile în urmă, a luat legătura cu un membru al comisiei de supraveghere, căruia i-a explicat situația în care se află și i s-a comunicat că se poate legitima cu permisul de conducere. Aha, ok. Și ulterior, deci a fost super ok. Da, ea s-a și interesat. Da. În momentul în care a aflat de situație, președintele comisiei de examinare, profesorul universitar Cornel Velescu din Timișoara, s-a dus valvârtej în sala de examen încercând să o scoată pe elevă cu forța din examen. Păi, ești nebun? Du-te la măta după buletin nesimțit-o! Băi, începe războiul? Nu, cred că e pizza. Da, vine pizza, pizza cu tirul. Cu permisul de conducere te legitimezi acasă la măta, proasto. Du-te în mătii nesimțit-o. Sunt cuvintele pe care președintele comisiei i le-a adresat elevei. Băi, ești nebun. Cum arată mă ăsta Cornel Velescu? Ia să-l căutăm. Rădăuți. Am senzația că o să aibă o față. A, da. Cam așa. Cam așa. Cornel Velescu. Da, el o fi, poate facem vreo... A, nu, Facultatea de Mecanică, Catedra de Mașini Hidraulice. Uite, care are și numărul de telefon. Are numărul de telefon al lui? Da, să-l sunăm. Ce ai făcut, Coiță? Nu, nu îl sunăm, ce dracu. Bine, facem prostii de-astea. Comandam o pizza la el. Da. Cornel Velescu. Trebuie să facem și Twitch-uri de-astea. Da. Profesor universitar. Da. Da. Eu nu știu ce fel de frustrări trebuie să ai să faci chestia asta. Adică ce sens are? Ce dracu? Da. Și cu un copil, mă, cu un copil care dă bacul, care are emoții, care... Na. Și cu ce l-a pus pe el? În ce i-a făcut fata aia lui? Mă rog. Mandăm pizza de la Ploiești pe numărul lui. Da. 4 daune morale de 5.000 de lei. După formularea plângerii penale, eleva l-a dat și în judecată. Și a scos-o din BAC sau doar a înjurat? Dacă a și scos-o din BAC... Modul în care s-a comportat și toate discuțiile din data de au fost într-un cadru normal și în totală legalitate raportate la procedura de desfășurare a examenului de BAC. Președintele comisiei a mai declarat că nu i-a adresat injurii sau cuvinte jignitoare elevei, doar a vorbit pe un ton mai ridicat, mai autoritar. Bă, dracu. Da. Da. N-ai să dăm pisa mătii și altă pisa mătii. Da. E. Poate a spus, el a spus pe un ton un pic mai, a zis așa, cu permisul te legitimezi la măta, proastu. Ah, el a fost gingaș. El a fost așa. Proastu era... Da, da, da. Una lint, nu știai. Nu știi tu de asta. Du-te la măta după buletin, nesimțit-o. Nesimțit-o, da. Da. Și cum? Da. Mă rog. 4 luni de închisoare și 5 ani de procese, sau cât 6 ani de procese. Mi se par cam mult, nu știu, e cam exagerat. Chiar nu putem să judecăm ca cauzele astea sau cum se numesc. Sentința judecătorii Rădăuți. Da, mai repede. De ce durează 6 ani să te uiți să zici, bă, ai fost nesimțit, amendă, nu mai face sau nu știu. Da. Ce? Stai, dă un pic mai sus. Sexul cu Elvis era mic copil pe lângă cel cu Marlon Brando. Ah, nu. Mi-a tras sex service, click pentru femei. Mi-am luat-o, clickbait. Sentința a fost atacată cu apel la Curtea de Apel Suceava. În timpul procesului din apel, eleva a depus la dosar o declarație în care atacă, arată că își retrage apelul, președintele comisiei de examinare rămânând astfel cu pedeapsa aplicată de judecătoria Rădăuți, 4 luni de închisoare cu suspendare. Da, bă, da, urât, mă. Citește și Nicolae Ceaușescu a dat bacul la 47 de ani când a devenit președinte. Ce nu te-a luat? Trebuie. 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 Închideți.
Oh. Okay. Documentele au... s-a reclame din toate părți. Au fost făcute publice de arhiv Vale Naționale României, făcut pare în colecția Nicolae Ceaușescu. Da, diploma de maturitate eliberată domnului Ceaușescu A. Nicolae, născut în Scornicești, Slatina, Argeș. Tremura puțin când scria asta, văd. Noiembrie 65, președintele comisiei. Nota, nu? Nu, asta e numărul de înregistrare. Dar la 45 de ani a luat 10. La noiembrie așa. A, fiind nota cu 10, la limba română și la matematică, la ambele probe fiind nota cu 10. Da, păi cât? Nu aveam niciun dubiu. Păi cum, cum adică? De, tu creiai că a luat 9? Nu cred că am drept. Noi documente privitoare la școlarizarea lui Nicolae Ceaușescu. Recent, arhivele au îmbogățit patrimoniu cu documente referitoare la... Dar Elena Ceaușescu, asta ne interesează, că ea era doctor în toate, nu? Da, păi și acolo ai dubii? Da, 10 pe linie. Așa. În vreme ce la matematici a avut de rezolvat tot două subiecte. Uite, a avut caracterizarea poeziei lui Mihai Eminescu și valoarea operei poetice a lui Vasile Alexandrei. Prin a avut. Cineva a notat undeva că el... Eu cred că el nici nu s-a prezentat. Nu, a dat așa un fel de... Aduceți-mi diploma. Născut într-o familie săracă, devenit cizmar de tânăr, după primele patru clase, Ceaușescu s-a orientat mai mult pe munca de revoluționar de profesie decât pe meseria învățată în adolescență. Da. Trebuie să ne și spună cine era. Aia bine. Aici... Da. A obținut și diploma de doctor și titlul de președinte de onoare al Academiei. Evident. Mi se pare perfect. Mi se pare corect. Exact. În perioada așa, comunistul... 7 titluri de doctor honoris causa din partea universităților din București, Bogota, Lima, Beirut, Bahia, Blanca, Nisa, Quezon și Yucatan. Evident. E de 7 ori doctor. 7 ori doctor. Da. Băi... Citește, știi, studiu, tovarășii lui... Bă, hai că nu mai știu. Da.